slăvit să fie Domnul. Auzit am că pe vremuri Dumnezeu ar fi dorit ca să afle printr-un înger dacă omul-i fericit. Merse îngerul pe cale, lumea întreagă înconjurând, când la deal și când la vale, pe creștin tot întrebând. Unul zise, cum pot oare fericit să mă numesc? Să-mi fie cu iertare, tu nu vezi că eu trudesc? Altul zise, cu durere, eu aș fi, dar ce să fac? Fiindcă banii-s la putere, iar eu sunt un om sărac. Unul zise cu mândrie, eu am bani, ce pot să zic? Am destulă avuție, nu duc lipsă de nimic. Însă fericit aș spune că nu pot să mă numesc, fiindcă n-am copii pe lume și încep să îmbătrânesc. Altul zise cu o cară, o, ce fericit aș fi dacă n-aș avea povară, o mulțime de copii. Nu am ce le dai la masă, tare mult mă chinuiesc. Cum pot oare cu așa casă fericit să mă numesc? Când pe altul îl întreabă, tu ești fericit, oerba? Dând din cap, el zise în grabă, nu prea măria ta. Dar de ce? Ce îți lipsește? Zise îngerul suav, aș trăi împărătește, dar sunt trist că sunt bolnav. Am umblat prin lumea întreagă pe la doctor, dar n-am leac. Sunt slăbit și fără vlagă și nu știu ce să mai fac. Și cuprins de întristare, îngerul plecă mâhnit că în această lume mare niciun om nu-i fericit. Merse îngerul ce merse până când a întâlnit un om ce sudoarea șterse de pe chipul său trudit. Omule, te văd muncind și ești mult prea obosit. Toată ziua robotind, spune, tu ești fericit? Omul se îndreptă de spate și, privindu-l pe străin, îi zise cu bunătate, fericit sunt pe deplin. Îngerul sări deodată, iscodindu-l în adinț. Casa ta-i dărăpânată, foc în vatră ți s-a stins, ai copii prea mult se pare și cu greu îi crești pe toți. Nu ai bani pentru mâncare și ești fericit s-o coți. Eu nu te cunosc, străine, și nu știu de unde vii, dar de vrei rămâi la mine până mâine în zori de zi. Iată acum se face seară, nu-i bine să mergi pe drum, că sunt oameni răi pe afară și flămând vei fi oricum. Nu am bani, nu am avere, nu am casa, un palat, am în schimb o mângâiere, că am sufletul curat. Casa mea dărăpânată, cu căldură te-o primi, chiar de-i focul stins în vatră, o mânca ce o îngăsi. Și cu toții stând la masă, Domnului i-a mulțumit că spre noi mereu revarsă un noi an de bucurii. Să fii fericit în lume, dacă vrei, nu-i așa greu, că averea mea, vezi bine, e doar bunul Dumnezeu. El îmi dă mereu putere, El mă iartă când greșesc, El mi-a lină orice durere, El mă ajută să trăiesc. Cine are o așa avere, are tot ce și-a dorit, are în suflet mângâiere și în viață-i fericit. Am copii pe lângă casă, am pământ să-l pot munci, am nevastă credincioasă, fericit de ce n-aș fi? Îngerul să-i spună taina, ar fi vrut, dar ce folos? Se vedea că poartă haina dăruită de Hristos. Bucuros el se întoarse și zbură spre cer grăbit, fiindcă în sfârșit aflase un om care-i fericit. Cine are înțelepciune să priceapă n-ar fi greu. Bucuria nu e în lume, ci e doar în Dumnezeu. Dacă am fi din întâmplare întrebați și noi cândva, conștiința noastră oare ce-ar răspunde? Nu sau da? Amin.